Bine ne-am regăsit, dragii noștri ascultători și privitori. Puțin după prânz vorbim despre ceva ce interesează pe toți românii, un subiect fierbinte și nu ține de politică de nicio culoare, în compania domnului Nicolae Călescu, medic veterinar, director DSV Gorj. Vom vorbi pentru început despre pesta porcină, cea care a lovit o parte importantă din țară și unde efective importante au trebuit sacrificate pentru a nu se întinde această pestă porcină africană, o boală extrem de virulentă, extrem de contagioasă și pentru care nu există, cel puțin până la momentul acesta, nicio cale de tratament. Bine ați revenit, domnule doctor, în studiourile noastre. Bună ziua, mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit, salut radioascultătorii și telespectatorii noastre. Domnule doctor, ce e cu pesta asta porcină, ca să înțelegem cu toții? Este o boală contagioasă, am înțeles, care se transmite extrem de ușor și dacă, să spunem, un porc mistreț virusat mușcă dintr-un sau consumă un furaj, un porumb, un șut de porumb și nu îl termină și vine un porc domestic și continuă să consume respectivul porumb, ajunge să se contamineze cu pesta porcină africană. În câteva cuvinte, pe înțelesul nostru, care nu sunt specialiști, ce înseamnă această pestă porcină africană? Așa este. Dacă e să o iau cu începutul, încă de când eram pe băncile facultății student, chiar vorbeam cu colegii în cadrul direcției, de pesta porcină africană doar citeam din cărți, pentru că nu era decât în Africa. A apărut pentru prima dată în Kenya, iar în Europa a apărut undeva la anul 1947, dacă nu mă înșel, în Portugalia, la Lisabona, fiind adusă cu produse de origine animală ce le-au consumat pasagerii din avionul Kenya-Lisabona, produsele fiind infestate, ce a rămas portughezii au dat la porci și de aceea a apărut pesta porcină africană în Europa. Dar la om nu se transmite. Da, la om nu se transmite, în schimb este foarte virulentă, se transmite foarte rapid de la porc la porc. După aceea, din Portugalia a apărut în țările din fosta Uniune Europeană, respectiv Ucraina. De aici a apărut și la noi. Primul focar în România a fost confirmat, după cum se știe, la Satu Mare anul trecut, în 2017, undeva în luna mai, tot la fel prin produse de origine animale, respectiv din carne de porc, introduse din Ucraina în Satu Mare, bineînțeles au fost infestate și de aici a apărut primul focar de pestă porcină în Satu Mare. Cum se manifestă animale această boală? Iar acum 2-3 luni, când a apărut în Tulcea, în Delta Dunării, a apărut pe porcul mistreț, vecinii noștri ucrainienii, făcând o vânătoare foarte drastică, ne-au trimis mistreții pe teritoriul nostru și, deci au trecut granița și de aici a apărut boala în Delta Dunării. Știți că relieful acolo este foarte intens și de aceea a fost greu de stăpânit. Pot ușor să migreze efectivele sălbatice sau domestice și infestarea este ușoară. Domestici în Delta, știți că sunt mai mult liberi, au avut contact cu mistreții și de aici a apărut și la porcul domestic. Dacă mă întrebați cum ca se și manifestă? Semnalmente, da, în primul rând hipertermie, deci temperatură 40-42 de grade la animal, inapetență, deci porcul nu mai mănâncă, după care apare roșirea pielii, observându-se în special la porcii de culoare cu piele albă, în zona extremităților, urechii, picioare, după care Se produce moartea. Să ne spuneți despre focarele acestea care au apărut în Tulcea și apoi s-au extins în toată zona de sud-vest a țării. Ca și număr de focare la data de ieri, era undeva la 548 de focare la nivelul
țării. De asta făceam o analiză. La 1-a 8-a erau 524 de focare, din care 521 erau la GP-uri. Se întind foarte repede, a ajuns să cuprindă 9 județe. Zona de nord, după cum am spus, Satu Mare, Bihor, Sălaj, și zona de sud-est, începând cu Tulcea, Constanța, Galați, Brăila, Ialomița, și de aici de câteva, o săptămână, două, s-au stopat, n-a mai apărut în alt județ. Cum apreciați dumneavoastră ca specialist, vom asista la o extindere în țară sau au fost foarte bine gestionate, după cum am văzut în presă, aceste focare și ne așteptăm la o diminuare a problemelor de acest gen? Eu împreună cu colegii șefii de servici din cadrul DSV-ului am fost luna trecută la o ședință împreună cu conducerea autorității și cu toate conducerile DSV-urilor din țară la Mamaia. Și într-o zi ne-a dus în Tulcea, în focarele care deja nu se finalizase cu eutanasierea în ferma de la Carmi Prod. Acum s-a finalizat. Eu zic că s-a gestionat bine. Colegii de la Tulcea au cerut ajutor și de la DSV-urile din țară. Chiar noi, Gorjul, am trimis în două etape câte o echipă formată din doi medici veterinari care au fost dotați cu tot ce ne-a cerut DSV-ul Tulcea pentru a participa la această acțiune. Din discuțiile cu colegii care au fost acolo, acțiunea a fost greoaie, deci se muncea cel puțin 12 ore pe zi, în special la ferma cu cele 48 de mii de capete, se lucra cam în foc continuu. A trebuit să fie toți eutanasiați? Toți absolut au fost eutanasiați, s-au făcut dezinfecții, conducerea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare a fost în permanență, a avut câte un reprezentant, doi acolo, și totul a fost sub control. Din păcate s-a extins și în celelalte județe. După mine, zic, a fost și perioada de vară cu temperaturile ridicate, care au favorizat contagiunea. Da, noi nu am putut să sistăm noi. Autoritatea, turismul în Delta Dunării, știți foarte bine că e o zonă vizitată, preferată mai ales vara de cetățenii din alte județe, și de aici probabil s-a ajuns și în județele vecine. Pe noi ne-a ferit Dumnezeu la Gorj, așa este? Pe noi ne-a ferit până acum Dumnezeu, asta discutam și cu alte ocazii. Dacă mă întrebați bănuiesc că asta e următoarea întrebare, da, ce măsuri am luat, în primul rând am făcut ședințe, am instituit CLCB-ul la nivelul prefecturii, am făcut ședințe cu colegii medici concesionari, instruire, am prezentat boala cu primarii comunelor de la nivelul județului, am făcut așa planul de bătaie, să zic, dacă Doamne ferește, dar sper să nu se întâmple, să apară și la noi, iar am închis târgurile de animale, după cum știți, iar de săptămâna aceasta am început controle în trafic împreună cu poliția rutieră. Chiar astăzi am un echipaj la intrarea în defileu, deci la Bumbejiu. Ieri am avut la Polovragi, luni am fost împreună cu o echipă la Țânțerenii, oprim toate mașinile în trafic ce transportă animale vii, mașinile frigorifice ce transportă produse, carne și produse din carne. Până astăzi nu am avut nicio problemă, vedem zilele următoare, aceste acțiuni le vom face, dacă nu zilnic, la două zile vom fi prezenți.
Vreau să mergem puțin, să depășim situația cu pesta porcină și v-aș întreba despre sezonul estival. Așa cum ne-am obișnuit, aveți și pe litoral, cum ați avut și la Tulcea, detașate echipe de la Gorj, de la DSV. Da, ca în fiecare an în această perioadă, în baza notelor de servici primite de la autoritatea, noi avem acțiune. De fapt, pe tot parcursul anului, noi nu avem, să zic așa, zile libere. Da, am avut în două perioade doi colegi detașați la Constanța, fiecare județ a avut câte două persoane care au participat în echipe mixte împreună cu alți colegi din alte județe. La unitățile au fost repartizați pe centre. Prima serie am avut un coleg la Costinești, a doua serie, cel de-al doilea coleg în zona Mamaia Centru. Pentru controle la unitățile de alimentație publică. Pentru controle la unitățile de alimentație publică. Au bătut, să zic așa, pas cu pas, pas toate unitățile din zona care au ce fost. Ce se urmărește, domnule director Nicolae Crescu, la aceste controle? Ce au în vedere subordonații dumneavoastră și colegilor din teritoriu? Deci, vis-a-vis de litoral, să spunem. Vis-a-vis de litoral, scopul principal e de a preîntâmpina toxinfecțiile de natură alimentară. Deci se verifică într-o unitate condițiile de depozitare, condițiile de igienă, de depozitare a produselor de origine animală, condițiile de igienă a unității, a personalului, etichetarea produsului, valabilitate, tot ceea ce facem noi zi de zi într-o unitate ce comercializează. Au descoperit cazuri mai deosebite, eu știu cazuri că deosebit. Ne-am obișnuit în anii trecuți când mai găseau și câte o unitate din asta unde mai aveau produse expirate, unde le depozitau neconform cu cerințele respectivelor produse. Din discuții cu colegii, într-adevăr, au descoperit și neconformități, dar să zic așa, minore, nu grave. Nu. Și noi în această perioadă la nivelul județului Gorj facem controle pe unitățile ce comercializează produse din carne, produsele de origine lactate, tot ceea ce se consumă. Verificăm, de fapt am verificat și verificăm în continuare, pentru că chiar mâine avem o raportare la autoritate cu ceea ce am găsit până în această perioadă. Puteți să ne spuneți și nouă, așa, în general, da, ce ați descoperit? Da. În linii generale. Da, am verificat pensiunile din zona de Sumunte, respectiv de la Târgu Jiu până la Padeș în această perioadă. Taberele unde sunt elevi, Săcelul, Polovragi, chiar ieri am verificat-o, Rânca, pensiunile la Rânca și tabără de la Rânca. Spre exemplu, la Rânca s-a aplicat o sancțiune de 600 de lei la o pensiune. Ce au descoperit? Condiții de depozitare necorespunzătoare. Agentul economic și-a însușit neconformitățile. Deja a fost plătită și amenda. Și a și remediat problema, bănuiesc. S-a și remediat problema. Nu se pune problema ca să nu remedieze, pentru că știe că data viitoare, dacă se închide activitatea. Da. V-am spus, am verificat taberele, strandurile din județ, unitățile ce comercializează produse de origine animală în special. Domnule director, vreau să ne vorbiți în continuare despre activitatea pe global, la zi a Direcției Sanitar-Veterinare Gorj. Dacă vă referiți la activitatea din teritoriu, respectiv a medicilor concesionari, medicii de la circumscripțiile concesionare din Gorj, am încheiat vaccinările, respectiv vaccinarea antirabică la carnea sire s-a încheiat undeva în luna februarie, mă refer aici la câini și pisici, și stăm bine. Vă spuneam că am fost la analiză împreună cu autoritatea luna trecută.
stăm bine, avem un procent undeva de, ne apropiem aproape de 80%, ca județ stăm bine. Luna trecută am încheiat campania de vaccinări anticărbunoase la bovine, ovine și caprine. Vaccinarea de tuberculinare la bovine, vaccinarea anticărbunoase la cabaline s-a încheiat undeva prin martie-aprilie, recoltările de probe de sânge la cabaline tot la fel am încheiat. Acum suntem pe finalizare și cred că dacă mai e o circă, două care este mai restantă, pentru că s-a câștigat licitația luna trecută cu recoltarea probelor pentru leucoza exotică bovină. Dacă mă întrebați ca și probleme cu ce ne-am confruntat, da, am avut un singur caz de anemie infecțioasă la o cabalină care deja a fost dirijată către un abator specializat, de s-a sacrificat, focarul a fost stins, s-au făcut dezinfecțiile, deci suntem în normalitate, în afara oricărui pericol. Exact. Știm că în anii trecuți a fost o altă epidemie în alte județe de anemie infecțioasă la cabaline. Da, și noi, dacă nu mă înșel, anul trecut am avut 5 cazuri pozitive. Din fericire, nu sunt caii, au fost introduși din alte județe, nu au fost caii proprii ai județului. Eu am tot făcut apeluri la cetățenii deținători care cumpără animale din alte județe să nu cumpere fără documente sanitar veterinare de la medicul. Ce trebuie să aibă un animal când este cumpărat din alt județ? Ca să știe cetățenii din mediul rural care cumpără. Deci, dacă ne referim la cabaline, în primul rând trebuie să fie microcipat. În baza microcipului proprietarul deține și acel pașaport. Să fie supus acțiunilor sanitar-veterinare, respectiv vaccinare anticrăbunoasă, și să fie, aibă rezultatul de laborator la anemie infecțioasă. Deci sunt trecute toate în pașaportul acela al animalului. Sunt trecute în pașaport, dar trebuie să ia și certificat de sănătate de la medicul din comuna de circunscripție, de la nivelul comunii de unde este proprietarul calului. Da. Din păcate, oamenii nu fac acest lucru și se trezesc cu paguba, pentru că noi, în momentul în care depistăm animalul la cetățean în curte, suntem obligați să îl supunem acțiunilor sanitar-veterinare, deci de vaccinare anticărbunoasă, și recoltăm proba de sânge. Și automat poate să iese pozitiv, cum a fost. Pentru celelalte animale care pot intra prin cumpărare în gospodăria oamenilor, ce să aibă în vedere oamenii când le cumpără din alte județe sau chiar din județe Borș? Da. Nu știu, păsări, caprine, ovine. Deci dacă ne referim la animalele care sunt identificate, bovine, caprină, porcină, oaie, da. În primul rând trebuie să aibă acel cercel sau cercei, deci, la bovine sunt două, la ovine și caprine două, la porcină unu. Să aibă acei cercei în ureche, să fie identificat, să fie introduși în baza de date, care apoi să poată să meargă la medicul concesionar de la nivelul comunii să îi elibereze certificat sanitar veterinar, formularul de mișcare în care trebuie să fie trecut codul proprietarului și codul noului proprietar. Pentru ca medicul nostru de la nivelul circunscripției unde ajunge animalul să poată să-l transfere în codul lui de exploatație. Bineînțeles că are și dovada că animalul e sănătos, a fost vaccinat, supus acțiunilor sanitare veterinare, deci s-a recoltat și probe de sânge și nu au fost probleme. Despre circumscripțiile din județul Gorj care mai sunt libere, neconcesionate, ce ne puteți spune? După cum cred că am mai discutat și cu ocazia anterioară, acum
În luna mai au fost scoase la licitație 10 circumscripții. În prima, la prima strigare, să zic așa, s-au ocupat două, iar luna trecută s-au mai ocupat 6, rămânând neocupate circumscripția de la Arcan și la Fărcășești. Deci de la Urdari. Ați fost eficienți. Am fost eficienți. Ați ocupat 8 circumscripții într-un termen așa de scurt. Da, din păcate efectivele de animale sunt în scădere. Medicii nu mai sunt așa interesați, mai ales la circumscripțiile astea mici, cum e Arcaniu și Urdariu. Acum suntem pe procedură să le scoatem la licitație. Avem și circumscripția de la Runcu, care a intrat pe procedură de licitație. Colegul care a avut-o până acum nu mai vrea să participe la licitație. Mă gândesc că... De ce? Ei sunt plătiți în funcție de efectivele din teritoriu? Sau cum? Da, ei prestează acțiunile de... Sanitar veterinare, sanitar veterinare și în baza de contului care îl fac la sfârșitul anului, deci toate acțiunile astea care am discutat mai devreme, fac de contul și pe care îl depun la DSV și sunt decontate în baza numărului de acțiuni care le fac. Ori efectivele de animale fiind extrem de mici și sunt... Deci ei nu au un salariu fix de la stat? Nu, ei și... să zic așa, produc. Ei sunt medici de liberă practică, sunt privați. Da. Și vă închipuiți, dacă are un asistent, doi, cu salariile care sunt, cu ce dă la stat, cu salariul lui, nu rămâne cu... Deci, în baza a ceea ce prestează și ceea ce se decontează prin DSV. Da. Acțiunile generale de sanitate sanitară veterinară. Plus cazuistica care o face la nivelul fiecarei comune. Tratamente, eliberări de documente, ce se încasează. Dar deci, situația e greoaie, să zic așa. În Gorj mai avem efective, să spunem, grupate pe asociații exploatații, sau... Exploatații comerciale... De mare capacitate? Nu avem. La afară de avicola? Avicola care... a început acum, avem ferma de găini ouătoare de la Brănești și în rest nu avem alte... exploatații comerciale de tip APF-urile care cu de la 10, cea mai mare exploatație cred că e undeva la aproape 200 de bovine. Aici în apropiat Târgu Jiului? Da, în apropierea Târgu Jiului la Schela, un cetățean care are aproape 200 de bovine. De ce nu credeți că se va revigura din nou cum era înainte de 89 creșterea acestor animalelor ca ocupație esențială a oamenilor? Chiar de așa atunci aveau servicii, în special la țară, oamenii creșteau bovine, creșteau ceva ovine care le dădeau în pază, evident, păsări. Da, de dacă mi-ați pus această întrebare, să iau exemplu din comuna de unde sunt eu, de la Tismana. Am fost medic din 90 la circa Tismana. Când am ajuns acolo, aveam, cred că, peste 6.000 de bovine, 30-40 de mii de oi, porci 6-7.000, deci erau efective. Erau și oameni care munceau. Acum generația 90-95 a îmbătrânit. Copiii au plecat la oraș. Dacă e să iau, că din 90 cunosc, vă închipuiți, toți fermierii, toți ciobanii, toți cetățenii care au avut. 2-3 mai sunt din vechea generație. În rest au vândut. Mai e problema și forța de muncă. Au rămas oamenii descoperiți, nu mai sunt oameni pe care să te bazezi să-i iei pentru îngrijire și pază. Chiar vedeam în presă de dimineață, am citit că un întreprinzător din Gorj caută pentru îngrijire și pază animale și oferă o sumă importantă, da, 2500 de lei. Și nu găsește oameni. Și tot nu găsește, da. E o problemă cu forța de muncă. Dar
De ce credeți noastră că tinerii nu mai se îndreaptă spre această ocupație? Care, iată, pot fi accesate proiecte pe fonduri europene și pe alte surse de finanțare la modă, care să-ți permită să te extinzi și să-ți acoperi o mare parte din cheltuieli de înființare și de susținere a unei afaceri de creștere de diverse animale? Da, tot așa, pot să vin cu un exemplu. Acum 2-3 ani a venit un tânăr care lucrează în Spania la noi la DSV, că vrea să facă o fermă de bovine cu un abator la Tismana, la Celei. Da. Și? A venit, i-am dat documentația, tot s-a dus la primărie la Tismana pentru stabilirea locației unde să facă, a rămas moartă, n-a mai venit. Probabil că și procedura asta de... Este relativ greoaie. Relativ greoaie, documentație, toate astea, n-am mai dat nici pe la DSV, nici pe la Tismana. Vorbeam cu cei de la primărie de acolo, s-au dus uneva la primărie la Godinești, acum vreo 2 luni de zile, a zis că vine, n-a mai venit. Tineretul caută să muncească mai mult afară. Și când ne gândim, domnule director Nicolae Călescu, că înainte de Revoluție nu exista gospodărie, așa cum spuneam, în care cel puțin o persoană lucra, avea un salariu, nu există gospodărie fără o vacă de lapte, chiar fără o pereche de animale care să fie folosești pentru tracțiune și pentru transportul în gospodărie al materialelor și produselor. 3, 4, 5 oi, nu mai vorbim de păsări, de curte, de un porc, 2, pentru că se și contracta atunci, să ne amintim. Exact. Eu am prins timpurile alea, mergeam cu părinții, cu carul, cu... Da, cu porcul sau cu vițelușul, da. Mergeam cu vițelul la bază, cum era atunci, la Eric. Da. Dădeam porcul de contract. Copilăria așa am petrecut-o. Și iată că oamenii puteau atunci. Se duceau și la serviciu, lucrau și în gospodărie, pentru că existau mai mult sau mai puțin pământ și în proprietate și înainte de 89. Unele locuri erau chiar necolectivizate și oamenii puteau să-și exploateze terenurile. Și iată că acum, când sunt multe alte posibilități, oamenii se îndepărtează de ocupația tradițională, adică creșterea de animale domestice. Așa este, vreau să aveți dreptate și eu am urmărit de la an la an, de la lună la lună, vreau să vă spun că efectivele, vorbesc de județul Urs, de animale, mă refer aici la bovine, la ovine, caprine, scade la lună la lună. Și iată că vedem la polul opus ce se întâmplă acolo în zona unde avem focarele de pestă, unde oamenii spun că vedeam materialele pe presa centrală, unde fiecare gospodărie avea minim 2-3 porci. Și spuneau că asta e baza existenței lor, pentru că dacă nu mai au servicii unde să lucreze, se rezumau la creșterea animale și a-și asigura subzistența din creșterea acestora. Vreau să vă relatez cazul că atunci când am fost la Înfocar, la Tulcea. Am fost la o gospodărie, la un GPU, la o familie care avea 27-28 de porci. Deci gospodărie privată. Da, care trebuia uciși. Da, un GPU. Și plângeau săracii oameni că ce să fac de acum încolo, că asta era singura lor sursă de... Dar vor fi despăgubiți conform legislației, am înțeles. Da, vor fi... Între 8 și 12 lei pe kilogram, am înțeles. Da, vor fi despăgubiți. Că dumneavoastră comisia i-a cântărit fiecare... Exact, fiecare porc s-a cântărit. S-a făcut o situație în registre. Evaluare, da, deci nu rămâne nimeni nedespăgubit, dar condiția e să fie animalul identificat, introdus în baza de date. Dar când pot din nou să-și introducă în gospodărie, în zonele afectate de aceste focare de pestă, oamenii, animale, porcine? Să vă face dezinfecție și... Teste după aceea. Teste de sanitate, și durează câteva luni de zile, dar sper că Direcția Sanitar-Veterinară va... fi prezentă în focare și va recolta probe și aduce... Deci înainte de Crăciun oamenii poate să-și cumpere porci și să-i sacrifice în gospodările proprii. Da, conform procedurilor vor putea, dar vă închipuiți că lumea e speriată acum și
nu mă iau la, la nivelul județului Tulcea, cred că nu mai au nici de unde să mai cumpere. Da. Tineret. Da. Și ce presupune aceste acțiuni de dezinfecție în zonele unde s-a întâmplat focarele de pestă? Deci, după ce acțiuni succesive? Da, deci după ce s-au incinerat și s-au îngropat porcii, se face curățenia generală a adăpostului. Colegii de la DSV s-au dus cu materialele cu dezinfectantele, au făcut dezinfecția, 3 dezinfecții la rând, după care se recoltează probe și apoi, dacă probele sunt corespunzătoare, deci virusul nu mai e prezent, se poate popula. Tot la fel, după cum știți, poate ați văzut și la televizor, în focare s-au făcut la ieșirea din localitate filtre cu dezinfectante, sunt colegi acolo în permanență care le stopesc cu dezinfectante, mașinile, inclusiv cu și la intrare și la ieșire. Și la intrare și la ieșire, inclusiv cu atomizorul, cu pompa, mașinii, utilaje, tot ce circulă la nivelul pe șoselele din zona respectivă. Domnule director, aveți o experiență în domeniul sanitar veterinar ca medic de peste 30 de ani. V-aș întreba, când vă mai amintiți că a mai fost lovită România de așa, asemenea? De peste porcină e prima... De asta, africană. Prima dată, africană. A fost cu câțiva ani în urmă gripa aviară. Care la, știți, păsări. La păsări, știți foarte bine. Și atunci se obișnuia sacrificarea și dezinfecția. Da, noi județul Gorj, eu la momentul ăla eram la circă, dar am avut câteva focare drăguțești, după câte prima dată a venit, dacă nu mă înșel, la zona de spre Novaci, Bengești, Bumbești, Pițic. Da. Tot la fel, cu pasăre venite din prin județul Prahova, s-a dus cineva, am înțeles, un cetățean din localitate, la rude și a primit o... s-a primit o pasă și deci a apărut focarul. După care la Drăguțești au fost, la noi a fost, să zic așa, o situație mai ușoară. Din păcate și atunci gripa aviară a apărut tot la nivelul județului Tulcea, de acolo. De ce este această zonă mai predispusă la... Pentru că e și reliefful de așa natură, e Delta Dunării, în care sunt... păsările și animale sălbatice trec din Ucraina spre teritoriul României. Ia contact cu animalele noastre și de aici apar focarele. Mai cu câțiva ani de zile după gripa aviară am avut boala limbii albastre, după cum știți, la bovine. Da. Iar un episod foarte... Dar n-a fost parcă atât de gravă ca și aceasta să fie nevoie să fie sacrificate da, zeci de mii. Da, nu a fost de... atât de gravă, dar și la noi, la nivelul județului Gorj, au fost cazuri. Și, chiar și în acea situație tot sacrificarea se impunea. Da, au murit bovine, multe. Deci am avut și situații de genul ăsta. Am fost și la bovine. Acum a venit pesta porcină africană, au mai rămas rumegătoarele mici, oile și caprele. Domnule director, mai avem un minut și jumătate. V-aș întreba pe viitor ce acțiuni aveți pe agenda dumneavoastră de lucru. Vă spuneam, la sezonul, la data actuală, avem verificările, controlele pe sezonul estival, continuăm și luna august, iar ca și acțiunii sanitar-veterinare mă refer la circumscripțiile concesionare. Medicii concesionari vor începe campania de recoltare probelor de sânge la ovine și caprine. Pentru ce? Pentru bruceloză, campania de vaccinare completării la păsări,
pseudopestă, urmând ca din luna octombrie să începem campania de vaccinare antirabică la câini și pisici. Vă mulțumim mult, domnule director Nicolae Călescu, o activitate eficientă, se vede o activitate implicată și, de ce nu, o activitate care denotă în abordare europenism și să dea Dumnezeu să fie la fel de bine și pe viitor și să ne ferească Dumnezeu de această pestă porcină africană să bată la porțile Gorjului. Domnule director, să aveți o vară la fel de eficientă ca și până acum, pentru că fierbinte ca și activitate o aveți. Vă mulțumesc frumos, sperăm să trecem cu bine peste aceste încercări. Rămâneți pe postul nostru ca veți ce auzi.